Așa, deci am reușit să facem componenta noastră cu adevărat dinamică, adăugând uh, un state în interiorul ei și respectiv în momentul în care noi dăm click pe butoanele astea, ni se updatează acest mesaj din colțul cardului. Deci state-ul, din ce vedem, stă la paza reîmprospătării stării interne a componentei și chestia asta inclusiv ne va afișa uh, schimbarea dată în pagină fără uh, multe întrebări. Cumva s-a modificat state-ul, chestia asta va fi afișată direct în pagină. Haideți să dezvoltăm un pic acest subiect, să schimbăm un pic contextul uh, la ce face state-ul nostru și respectiv să vedem ce... Ce rezultate vedem noi pe măsură ce ne punem unele întrebări. Ok, deci pentru început o să curăț funcția de handle click în interior pentru că o să vreau să fac un altă, un, o altă funcționalitate. În loc de click me aici o să-i zicem increment, respectiv în acest handle click o să vreau de fapt să incrementez ceva. Eu mă gândesc să fac un counter, deci efectiv un numărător, o să inițializăm cu 0 și pe măsură ce tot pe buton, el să crească în valoare acolo. Să refacem un pic cardul ăsta, așa, deviem un pic de la subiectul cu task, card cu task managerul nostru, dar este important acest subiect și parcurs, oricum o să găsiți și codul, codul resetat. Acum e important să înțelegem conceptul ăsta de bază. O să șterg câteva elemente de aici, Readuc ID-ul în pagină și ce mai vreau eu să fac în loc de paragraful ăsta mare care îl avem interior, se vede bine, o să adaug o valoare care va corespunde stării numărătorului nostru. Respectiv, nu-mi rămâne decât să-mi creez uh, un alt state aici care o să-l inițializez cu 0. O să-i dau constantele unde o să-mi salvez eu valorile mele, practic referința la uh, uh, counter-ul meu. Așa o să-l de data asta și set. Counter, care este funcția care va schimba valoarea acestui counter ori de câte ori o apelăm. Și respectiv fac legătura cu acestui counter în interiorul paragrafului, revenim în pagină și vedem că cardurile deja afișează acest 0. Cred că o să comentez și linia asta cu date container că momentan nu prea văd ce aș face cu ea. O să-i dau un refresh, într-adevăr vedem că acum avem doar un buton, evident că nu face nimic butonul dat pentru că în handle click noi încă nu facem nimic ce vreau eu să fac acolo este să-i setez la counterul ăsta o valoare de baza la state-ul care îl avem, de ce și nu. Adică dacă vrem să incrementăm, evident că folosim valoarea curentă a counter-ului nostru, da? Și mai adăugăm unul. Și în modul ăsta, noi când o să mergem pe componenta noastră, o să apăsăm pe butonul dat și o să vedem că schimbăm valoarea din interiorul cardului. Și nu că doar schimbăm valoarea din interiorul cardului, dar ele sunt absolut independente unul de celălalt. Și poate fi confuz la prima vedere, pentru că bă, totuși o singură dată am importat acest state în componenta mea. Și mai mult de atât, mi-am declarat un const aici, counter, set counter, counter ăsta până la urmă e aceeași chestie, nu e aceeași chestie nu este foarte clar așa în prima etapă cum funcționează acest state, pentru că da, el așa doar într-o declarație atât de mică, are o funcționalitate foarte, foarte mare în spate. Deci, cumva, sincronizează foarte mult procese, dar noi nu trebuie să ne batem capul cum ori implementat această librărie de React, funcționalitatea asta de use state. Noi trebuie să știm exact ce face state-ul și asta este suficient pentru a lucra cu el. Deci, cum ziceam eu, noi nu uh, asignăm direct valori, valorii, uh, valorii counterului, da? Deci noi nu facem ceva de genul. egal cu counter plus 1, da? Noi nu putem face acest lucru. În primul rând, pentru că o să obținem o eroare și nu ne lase proiectul în sine să facem acest lucru. Și în al doilea rând, pentru că nu rezolvăm nimic cu asta, pentru că toată ideea este de fapt să apelăm această funcție set counter care de fapt în spate a fost implementată să sincronizeze o gradă din procese și să facă partea asta de rerandare cu adevărat funcțională. Adică ce mă, la ce mă refer eu când zic rerandare și randare e efectiv desenarea unui element în pagină. Deci, momentul în care ne apare o componentă în pagină, când este ea desenată acolo de către browser, asta este o randare. respectiv, în momentul în care noi dăm click pe buton, noi de fapt facem o randare, adică redesenăm această componente. Poate este mai clar așa. Dar în principiu, hai să vedem cum se mișcă acest proces, care sunt pașii, etapele. Pentru aceasta o să merg eu aici frumos și o să-i declar console.log și o să vreau să dau log la următoarele chestii. Primul rând, o să zicem render. Da, să vedem totuși că s-a desenat componenta noastră. Îi dăm un save. Ne ducem aici, dăm un refresh. Vedem de foarte multe ori acest mesaj. Trebuie să mai adăugăm câteva detalii ca să înțelegem clar de ce și de unde au venit fiecare mesaj în parte. Respectiv o să mai adaug prop ID-ul aici props.id și așa o să am uh, afișat uh, console, uh, în, în urma console logo ului ăsta mesajul render plus ID-ul cardului care în care s-a întâmplat acest lucru. Și să vedem ce avem noi în consolă. Dăm un refresh și vedem că fiecare card cumva de două ori a fost uh, desenat, randat, practic această funcție a fost de două ori apelată. Ceea deci, ce nu neapărat este ceva ce ne-am fi așteptat și într adevăr nu este ok, dar știu și de ce. Aici avem acest React Strict Mode care ce face? bine să ne e, ajute în procesul de de proces de under the hood, partea funcțională nu modifică absolut nimic, dar poate genera unele e, warning și unele erori care se, ar veni să ne scape de potențiale, baguri și probleme care le poate detecta el în codul nostru. Dar asta înseamnă că el cumva Uh, mai trebuie să recalculeze chestii în interiorul aplicației noastre, și de aici de două ori practic venise acea recalculare, că, pentru că acest uh, React Strict Mod practic mai uh, inspecta o dată aplicația noastră și momentan, el fiind în modul development, era ok pentru că la build nu mai avea nevoie de chestiile astea. În schimb, pe development, cumva v-am și zis că build-ul final este mult mai performant decât ce avem noi în development, pentru că aici rulează tot felul de tooluri de genul de exemplu strict modul ăsta, ați văzut că face fiecare componentă și se fie desenată de două ori în loc de odată, cum avem deja aici, după ce am blocat acel React strict mod. O să-l activez înapoi mai sfârșit, dar momentan este ok pentru că putem vedea datele curate din experimentul nostru. Da? Și ce vedem aici, că fiecare componentă a fost Randată o singură dată în pagină, deci cumva a fost desenat o singură dată și nu s-a mai întâmplat nimic, da? Dau scroll, dau chestii, nu se întâmplă nimic, asta nu este un proces de randare. Respectiv, ce presupune acest proces de randare? Hai să ne gândim un pic, să ne uităm așa peste componenta noastră și până la urmă, componenta noastră nu este nimic altceva decât o funcție, da? Dacă e să ne gândim la o funcție în JavaScript, pe când o funcție în JavaScript returnează ceva? în momentul în care ea a fost apelată. Da? Noi putem să-i dam diferite date de intrare la funcția noastră, o apelăm și ea ne va returna un rezultat pe baza la asta. Da? Sau pe baza la datele interne, combinații dintre ele, nu are importanță. Ideea este că o funcție returnează ceva în momentul în care ea este apelată. Și dacă ne gândim bine, am fi putut, noi de fapt am observat acest lucru când am lucrat cu Recreate Element, când am văzut de fapt cum se creează Așa, pe lângă GSX, cum se creează arborul acesta de component pe care îl avem noi, și mi-a fost clar atunci că, de fapt, se apelează acel Create element și cumva se apelează o funcție în spate respectiv. Iarăși, acest task card și ce se întâmplă aici, el, la rândul său, fiind o funcție, o să returneze un nou bloc din ăsta de GSX, doar în momentul în care funcția dată va fi apelată din nou. Și acum, face sens de ce eu, când îmi declaram aici, uh, un LED, îi dam o valoare inițială și după care îi modificam valoarea în unei funcții, nu se întâmpla nimic. Pentru că eu nu mai chemam funcția asta încă o dată, task card. Eu cumva făceam chestii în interior, dar return deja era făcut odată și funcția asta nu era reinițializată. Acum, când am reușit să implementăm acest proces prin use state, am văzut că, de fapt, cumva prin spate acest use state știe să fac acest lucru.